Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Ia uite ce se răsucesc cărțile. Sunt Arotela cu o nouă etalare de lună nouă. Știu că a fost ieri, dar e valabilă și cea de astăzi. O lună nouă despre ce lucruri noi se manifestă în viața voastră. Sau noi etape, sau eu știu ce, nou. Ceva nou se manifestă în viața voastră cu ocazia acestei lunici. Ia să vedem. Alegeți între 1, 2 și 3. Vă puneți pauză, vă alegeți cât vreți eu. Îmi pun seturile de cărți deoparte și încep cu numărul 1. Cei care ați ales acest set de cărți, în timp ce am amestecat, am văzut eremitul, că vă detașați de niște... Interesant, detașați asta că am văzut 8 de cupe. Vă detașați de niște situații neplăcute, de niște emoții negative, de niște neîmpliniri, da? De un fel de a vedea viața poate prea pesimist, poate prea doritor să serviți pe cei din jur, variază mesajul de la om la om, evident, și încercați să vă, cu acel eremit și cu 8 de cupe, încerc să înțeleg că unii dintre voi aveți nevoie de o perioadă de introspecție, de timp pentru voi, cu voi, ca să vă înțelegeți, să vă descoperiți pe voi, dragoste față de voi, respect față de voi înșivă și mai ales răspunsuri la niște întrebări. Întrebări care, pe care vi le puneți, foarte necesare, repet, în această căutare a voastră, sau mai bine zis, a vouă înșivă, și odată găsite răspunsurile, nu știu când vor veni, acele răspunsuri vă vor aduce vindecare, vă vor aduce mai aproape de calea voastră în viață. Interesant, zero. Această perioadă, eu știu, variază de la om la om cât de lungă va fi această perioadă, vă pregătește pentru un nou început. Cu alte cuvinte, chiar dacă există, într-un fel sau altul, emoțional, poate chiar și fizic, o retragere a voastră, repet, către voi înșivă, foarte necesară pentru ca să vă pregătiți un nou ciclu de manifestare, veți vedea voi în ce direcție. Hai să amestecăm o dată cărțile, o dată, de două ori, de trei ori. Tai cărțile și imediat citesc, vreau să vedem totuși un light motiv al acestei perioade. Wow, light motivul interesant ar fi bogăția și crucea. Interesant. 34-36 să însemne ceva. Dar, poate că unii ați căutat mai multă bogăție și mai puțină spiritualitate. Poate din potrivă, unii ați căutat mai multă spiritualitate și mai puțină bogăție. Bogăția, într-un fel sau altul, aduce stabilitate, 3 și cu 4. Ce ați creat, ce ați cuvântat, ce ați construit, dacă v-ați concentra pe bani, v-a adus un soi de stabilitate. Și totuși, acolo probabil că e o nemulțumire. Altfel, de ce căutați, poate, unii dintre voi care v-ați concentrat pe bogăție să puneți punct acelei etape? E ceva, dacă, repet, dacă v-ați concentrat pe acest aspect material al vieții voastre, este ceva în voi, ori un personaj spiritual, ori niște evenimente, poate v-ați separat de cineva cu 8 de cupe și eremitul, poate ați pierdut pe cineva drag, poate ați înțeles că bogăția nu vă aduce satisfacție chiar atât de mare, ci dragostea.
Dar dragostea se regăsește, zic dragoste pentru că avem un 6 aici în numărul lui Venus, dragostea se regăsește mai întâi în noi, în voi, prin credință, prin autocunoaștere și apoi în ceilalți. Poate, repet, cineva posibil să vă inspire. Cineva să vă inspire. Pentru că eremitul caută steaua, asta înseamnă credință, înseamnă speranță, înseamnă autocunoaștere, înseamnă foarte multe și înseamnă vindecare. Toate acestea participă la vindecarea voastră. Dar, pentru a merge înspre această lumină, trebuie să lăsați în urmă. 3 cu 7, 4 înseamnă 7, faetonul, să lăsați în urmă, eventual, ce ați creat din punct de vedere material, într-o anumită formă, nu zice nimeni să vă părăsiți casa, dar să vă reconsiderați cărările. Poate v-ați îngrijorat prea mult cu acești șoricei pentru ziua de mâine. Poate vă faceți griji cum să comunicați cu cineva. Da, cum să comunicați cu cineva. Există un personaj feminin în viața unora care, într-un mod misterios, subtil, sensibil, vă atrage atenția asupra unei căi. Poate e destinul vostru, poate este calea către casă, poate este o altfel de descoperire a echilibrului vostru interior. Veți trăi și veți vedea. Poate acel personaj feminin sunteți chiar voi sau, chiar dacă sunteți femei, ascultați pe cineva, să zic, un alt personaj feminin care vă inspiră, să zic. Înspre spiritualitate, vă întărește credința, dacă ați avut probleme cu banii, să zic, și ați crezut că, eu știu, rezolvarea acelor probleme va aduce liniște, altcineva vine și vă spune, nu rezolvarea financiară va aduce liniște, ci credința. Credința în tine, credința că va fi bine, nu rezolvarea problemei în sine. Interesant, am vorbit de bani, apare 4 de monede. 4 de cupe, 4-4, iar e o nemulțumire. Iar poate întâlniți pe cineva cărora, sau unii oameni întâlnesc alte persoane cu care vorbesc despre bani. Sau voi aveți pe cineva la care, eu știu, hai să mai vedem. Imediat, stați un pic, hai să nu mai vorbesc până nu am toate cărțile. Da. Interesant că apare totuși, nu are rost să pun mai mult de 4 cărți, 4 și 4, să le clarific imediat. Totuși s-a oprit tot această etalare, s-a oprit în 7 de monede, care într-un fel sau altul reprezintă un aspect al semnului fecioare, energie, nu neapărat zodie, energia fecioare, sau mai bine zis casa muncii. Și 8 de spade, o energie mentală în care nu găsiți deocamdată niște soluții în rezolvarea unor probleme financiare, poate. Dar cele două, aici vreau să ajung, cele două cărți, de fapt și primele, dar mai ales ultimile două, că acestea mă interesează mai mult, atrag atenția asupra transformării mentale și emoționale despre care am vorbit până acum și prin eremit, și prin 8 de cupe, și prin 8 de spade. Transformare 8, da? Mentală și emoțională, cum am zis la început. Și cu răbdare, poate printr-un soi de izolare, muncă interioară, 7 de monede, muncă interioară, nu pentru bani, ci în a vă reprograma mental. Dar ca să vă reprogramați mental, trebuie să vindecați niște chestiuni. Sper că sunt înțeleasă. Dacă nu sunteți voi aici, aveți de-a face cu un personaj care ține foarte mult la bani, a ținut eventual foarte mult la bani, să-și creeze stabilitate. 4 și 4, iar o chestiune de stabilitate, cum am zis chiar de la început, da? Care probabil a refuzat dragostea și din cauza că a ținut la bani, la falsa stabilitate, poate să fie într-o relație karmică, poate să fie dorința de a avea un job, dorința de a avea, de a poseda. Poate că voi le-ați oferit dragostea, energia aceasta emoțională sau, mai bine zis, valori sacre, credința, asul de cupe poate să țină de vindecare, de credință, da? Cineva a oferit în acest context această energie sacră, subtilă, feminină
Și a fost refuzată. A fost refuzată. Nu că n-am nevoie nici de dragoste, n-am nevoie de emoții, mă concentrez pe bani, pe stabilitate. La un moment dat cândva. Și din cauza asta n-ați putut să avansați. Lucrurile au rămas oarecum blocate din cauza acestui blocaj mental al persoanei care ține foarte mult la bani. Nu știu care sunteți, voi sau altă persoană, da? Și atunci, trebuie să dați timpului oamenilor timp, timpului timp, oamenilor timp. 7 de monede. Ca aceștia să crească. Ca aceștia să-și găsească răspunsurile, să-și găsească, sau măcar să-și culeagă roadele, eu știu, investițiilor. Sau mai bine zis, să investească în ei, într-o altă programare, într-o altă direcție. Dați-i timpului timp și oamenilor timp. Interesant, la capătul setului de cărți apare judecata. Posibil, la un moment dat s-a discutat despre lucruri care transformă, care țin de credință, judecata și crucea, da? 9, 3 și cu 6 înseamnă 9, înseamnă Jupiter pentru mine, cel care comunică lucruri înalte, care transformă, care renasc, care scot din morți, din blocaje, din karmă, da? Dar, dacă unul a vorbit, trebuie să-i dea celuilalt timp ca să priceapă și să se elibereze, să se transforme. Timpul acesta variază de la grup la grup. Hai să și clarificăm. 4 de monede. Am zis, grija zilei de mâine. Ia uite. Iar 4 și cu 3 aici este 5. Probabil acest personaj este într-un program mental foarte tradițional. Foarte. 5 înseamnă marele preot. Varianta sa super tradițională. Casă, job, familie, căsătorie. Ia uite. 9 de băte. Blocaje. Pasiunea a fost, dar cineva a fugit de pasiune, interesant. Pasiunea aceasta putea să renască, putea să transforme, dar cineva a fugit de pasiune, interesant, în timp ce vorbesc, apare și diavolul. Care diavolul poate să reprezinte pasiune foarte mare, magnetism, dar în această prezentare, concentrarea sau problema, numai din problema, că am vorbit de eremit, cel care caută rezolvarea problemelor, problema cea mare nu este atracția, cât materialismul unuia. Din acest context, în această poveste. Probabil că voi aveți de-a face cu un personaj karmic, o relație karmică, sau ei sunt într-o relație karmică și blochează evoluția. Nu înseamnă evoluție. Sunt obosiți, sunt epuizați în acea casă. Pentru că trebuie să lucreze, trebuie să lucreze pentru bani, pentru bani, pentru bani. 4 de cupe, clarificăm 4 de cupe. Și au refuzat dragoste, au refuzat credință, au refuzat, nu știu cine a refuzat. 4 de cupe. Interesant că iar văd văză. Șoricei. Cineva, știți, mănâncă. E o expresie. Probabil că cineva mănâncă. Roade sau gândurile sau acea tradiție sau acele idei preconcepute, rod un mental, rod roadele muncii, ceva se distruge pentru că, interesant, de ce am simțit nevoia să ridic? Am ridicat, da? Așa a fost să fie. Am zis, sunt griji, sunt programe mentale care rod potențialul, aș spune. Asul 4 de cupe a fost clarificat de 10 de cupe. Eu așa simt că cineva, interesant, eremitul. Poate că a fost un triunghi amoros, poate, nu obligatoriu pentru unii dintre voi, dar cineva a oferit în acest context, voi știți contextul, da? Asul de cupe. Ia uitați, asul de cupe. Dar persoana respectivă zice, ai mă, că e altă cupă, lasă-mă, că nu e la... Bă, banii contează. Banii. Eu am de muncă pentru casă, pentru familie, pentru aia. Sunt programată să muncesc. Asta e. Chiar dacă sună frumos, îmi pare rău, te refuz. Asta e. 10 de cupe. Pentru unii posibil chiar acest 4 de cupe interesant să fie... Un fost ideal, iar familia tradițională, pentru care acest personaj fixat pe bani s-a programat să muncească.
Familie, căsătorie, sunt totuși noțiuni diferite, da? A fost programa să muncească pentru familie, pentru căsătorie, acest personaj. Cândva a fost frumos, a fost un ideal. A fost ceva de neatins, acea zi, lasă, dacă muncesc, îl ating. Nu, au muncit și nu l-au atins pentru că au pierdut din vedere emoțiile. Și au ajuns în acel ideal, mai bine zis, ideal, au ajuns să transforme 8 de cupe, 8 de monede prin hipermuncă, aș spune, au ajuns să transforme idealul în dezamăgire, în plictiseală. Acolo, acasă, în familie, în căsătoria cuiva, există o plictiseală mare. Mare. 4 de cupe. Lictis, plictis. Și dacă a venit totuși asul de cupă într-o formă sau alta, repet, nu musai. Clasic. A fost refuzat. A fost refuzat. Apare eremitul care iar confirmă tăcere, gânduri, hiperanaliză, dar da, distanță, dar în primul și în primul rând distanță emoțională, aș spune, înghețare emoțională în acest context. Mai ales din motive financiare și, repet, financiare tradiționale. 7 de monede. Dacă voi sunteți aici, voi vă puneți întrebări referitor. Pentru ce am muncit eu până acum? De ce tot încerc să depășesc blocajele astea în viață? Tot am blocaje, tot mă muncesc, tot încerc să creez, să iert, să creez o fericire de neatins. Ce fac? Voi vă puneți întrebări dacă nu aveți a face cu un asemenea personaj. 7 de monede. Calificăm 7 de monede. De monede, de bâte. Știți că trebuie să mergeți mai departe. Dacă e vorba de un personaj, acest mai departe iar variază. Ori vreți să vă îndepărtați de acest personaj prea strict, prea tradițional pentru unii dintre voi care ați vrea o ieșire din... În ce sens ieșire? Nu evadare. O creștere. Pentru că 8 merge către 9. Către cer, către alte locuri înalte. Ați vrea să ieșiți în acest context plictisitor, plictisitor, muncă, 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 blocaje, idealul ăla nu mai pare de neatins. Și repet, dacă cineva a venit în viața voastră, voi știți sau voi ați încercat să oferiți acel as de cupe, 10 de cupe, cuiva, să vorbiți de dragoste, de frumusețe, de lucruri înalte, a fost refuzat, pentru că mai lasă-mă cu balivernele, cu visurile. Și atunci, dacă ați fost refuzați și ați intrat în stagnare cu acel personaj, vreți să mergeți mai departe, în altă direcție, unde aveți creștere, unde sunteți ascultați, unde puteți să cuvintele voastre și ceea ce vreți să realizați se manifestă mai repede. Și totuși, chiar dacă știți că vreți să mergeți mai departe, știți că trebuie să așteptați o leacă, 7 de monede, da? Trebuie să așteptați un pic pentru acel 8 de bâte, de momentul de eliberare. Am vorbit de 7 de faeton, da? Știți că trebuie să faceți o călătorie. Știți că trebuie să faceți o călătorie, clar. Interesant. Știți că trebuie să vă schimbați viața. Iar bani în spate. Dar sunt în spatele roții norocului. Banii poate ați mai făcut, banii se fac, banii vin, banii pleacă, da? Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Dar nu-i suficient. Nu-i suficient să ai bani la un moment dat. Interesant că am vorbit despre asta chiar de la început, pentru că trebuie arătau cărțile, da? Roata norocului. Poate unii au jucat la noroc, au făcut bani, da? Ideea este ce facem cu adevărul, ce facem cu principiile, ce facem cu creșterea mentală, să zic, nu musai intelectuală, pentru că nu vreau să mă înțeleagă lumea greșit, nu, da. Ce facem cu lumina din noi? Poate iar sunt niște chestiuni legale cu regina de spade, bănuiesc că ar putea să fie chestiuni legale, chestii care leagă și trebuie dezlegate într-o formă sau alta. 8 de spade, clarificăm 8 de spade. Sper că am fost înțeleasă. 3 de cupe. Asta este. Și stagnarea, și spânzuratul, și credința. Credința. Știți că trebuie să așteptați un pic. Interesant, opoziția prin spânzura și eremită, opoziția pești-fecioară. Ce înseamnă asta?
analiză și credință. Da, e bine să analizezi, dar nu-i suficient. Anumite răspunsuri se regăsesc și pe alte căi, prin inițiere, prin vis, prin reverie, prin momentele acelea speciale pe care le găsim în timpul rugăciunii sau când ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Unii dintre voi vreți și voi trei de cupe, vreți să vă bucurați de viață, pentru că apare, repet, apare o plictisală într-un anumit context, voi îl știți, că e un personaj în viața voastră, karmic, o relație karmică, cu care ați crezut că va fi bine și n-a fost, da? Este că vreți să mergeți, într-adevăr, să mergeți către bucurii. Dar ce fel de bucurii? Bucurii autentice. Este o obsesie pentru această bucurie, dar știți că acea, dacă vreți ca acea bucurie să aibă o valoare, știți că trebuie să investiți într-un anumit fel în bucuria asta și aveți de făcut o călătorie. Probabil o călătorie care vă aduce bani, care vă sporește, eu știu ce. Dar, repet, sunt două scenarii, cel puțin două pe care le văd. Persoană, nu aș spune musa e toxică. Cât? Materialistă și aici o persoană idealistă. Repet, dacă ați avut de-a face cu un personaj care a blocat creșterea, a blocat frumosul în context, vreți să vă eliberați și să mergeți către un suflet pereche cu care să fiți fericiți, către prieteni, către oameni care vă înțeleg, vă ascultă, vă fac să vibrați în sens pozitiv, da? E dreptul vostru și al nostru, da? Să creați măcar părticică din idealul ăsta care stă la baza unora dintre voi. Baza creației unora dintre voi. Pentru alții, vine totuși asul acela de cupe într-un moment în care nu mai sperați nimic. Vine asul, vine 10 de cupe, vine frumosul și dacă inițial ați crezut că nu se poate cu 4 de cupe, în timp, prin eremit, prin 7 de monede, prin comunicare, vă dați seama că parcă totul s-ar putea. Deci sunt două scenarii. Unii își dau timp să crească, să se deprogrameze și să-și eventual să se programeze către lucruri frumoase, optimiste, alții vor să se libereze. Vedeți unde sunteți. Vedeți unde sunteți. Am zis, dați timpului timp și oamenilor timp. Dacă știți că unii dintre voi vreți să vă eliberați de un personaj prea încăpățânat, e dreptul vostru să vă eliberați și să mergeți înspre oameni cu care creșteți sau vă bucurați de emoții, de pasiune. Dar crucea asta, cum am spus mai devreme, cineva transformă viața celuilalt. Nu s-a transformat personajul materialist? Nu au problemă. Au timp să se transforme. Voi vedeți-vă de visurile, de idealurile voastre, exprimați-le, trei înseamnă exprimare. Exprimați-le emoționale, exprimați-le pline de pasiune și veți vedea cum se materializează în alt context cu alte persoane, da? Idealul trebuie manifestat într-o formă sau alta. Nu puteți, dacă nu s-a manifestat în acest context, nu puteți să vă blocați aici, da? Dacă acest personaj se va transforma, veți trăi și veți vedea. Voi vedeți-vă de drumul vostru. Un scenariu, repet. Al doilea ar fi ca, într-adevăr, cineva să primească această inspirație să zică da, a venit la timp. Dacă nu veneai la timp, cine știe în ce depresie ajungeam? În ce depresie ajungeam? Poate că prima oară n-a fost primită inspirația cum ar fi trebuit, dar în timp, cu răbdare și cu acel remit, analiză și regăsirea unor răspunsuri, probabil că se va crea ceva frumos în timp. Cu determinare, aș spune,
Și cu determinare, nu de monede și 8 de spade, într-un anumit context aș putea să spun că e și determinare să creezi ceva frumos, să creezi întâlnirea cu sufletul tău pereche, dar asta implică investiție într-un anumit domeniu financiar, implică o călătorie peste hotare și poate această călătorie mai amână un pic întâlnirea cu, da? Eu știu, cu fericirea, să zic. Vedeți unde sunteți. Asta înseamnă să spui, nu pot acum să iau cupa asta, aș vrea din tot sufletul să o iau. Mai stai un pic, mai așteaptă-mă. Wait for me. Moby, da? E o melodie, Moby, wait for me. Așteaptă-mă un pic, am de făcut o călătorie, da? Să mă duc să investesc, să fac rost de bani și voi reveni la acest subiect, la fericirea pe care mi-o pui, să zic, în față, ca și soluție. Voi reveni pentru că vreau să fiu fericit, vreau să fiu, mă bucur, da? M-am programat să fiu fericit, fericită. Dar știu că în această programare sau în această materializare trebuie să am un pic de răbdare, trebuie să călătoresc, trebuie să las acest loc, să zic acest loc, depresia, stagnarea, patru, eu știu ce, tradițiile, să le depășesc și să crești ceva. Și apoi voi reveni la 3 de cupe. Înțelegeți? Eu sper să înțelegeți. Cam asta e pentru numărul 1. Mai vedem. Ce vor mai fi și la alte etalare. O să fac și etalare pentru iulie. Aș vrea astăzi. Așa aș vrea. Ok, vedem cum o să fie. Hai, că le mai așezăm și mai greu. Cam atât deocamdată. Ce care ați ales? Interesant. Ați ales numărul 2. Vai, numărul 2. Ați ales aceste de cărți. În timp ce am amestecat, pare ce a păruse. Nu mai știu ce a apărut. Asta a apărut. Dar interesant că, uite, s-au răsăcit astea. Regele de cupe, dragoste, conflicte, argumente, stres, pasiune și emoție. Da. Însă, trecând peste toate cuvintele, toate vibrații, toate cuvintele au vibrație, da? Dintre toate rămâne asul de bâte, care se poate manifesta sau rămâne nemanifestat, depinde de voi. Este o idee, este o nouă pasiune, este ceva, dar e atracție. Poate să fie atracție. Atracția cuiva care nu a exprimat acest lucru până acum. Dacă exprimă un personaj mai logic, regele de spade, mai sobru, foarte îngândurat, are o atracție. Are o idee sau are o atracție? Variază de la om la om. Da? Dacă exprimă, se poate materializa orice. Și ideea și atracția. Ideea este să exprimați, nu să stați în gânduri. Hai să vedem despre ce vorbim totuși. Leitmotivul pentru numărul 2. Interesant, 33 să însemne ceva, 33. 3 înseamnă comunicare, da? 3 și cu 3 înseamnă 6, în dragoste. Cheia este dragostea, cheia este comunicarea. Comunicarea aduce abundență, comunicarea aduce stabilitate. Cheia. Mai vedem. Oh, 28. 28 reprezintă bărbatul. Aș spune, nu să e bărbatul fatal, cât alfa. Bărbatul alfa. Probabil că unul dintre, eu știu, voi, cei care ascultați, nu știu ce sunteți, bărbați, femei, v-ați întâlnit, interesant aici, personaj masculin și personaj feminin. Iar comunicare. Vrei să oferi stabilitate cuiva care aduce ceva special în viața voastră? Sau are cheile de la sufletul vostru? Am vorbit de pasiune. Hai să mai vedem. Ia, vedem. Numărul 2. 9 de cupe. Emoții. Împlinirea tuturor dorințelor. Bucurie mare. Vedem. Și 31, interesant, vorbeam de bucurie mare și aici apare soarele. Vedeți?
Soarele, interesante. Element, figuri feminine. Ia uite-ne. Ia uitați. Femeia, crucea, soarele și bărbatul. Este o femeie care transformă ori vieți, ori viața cuiva. Clar. O femeie puternică, energetică, aș spune, și transformă prin dragoste și prin cuvânt. Toate au 3, 3, da? 36, 31, 33. 2 și cu 9 înseamnă ce? 11. Aduce echilibru. Și prin comunicare, poate, dacă sunteți bărbați, vă ajută să vă transformați, să vă regăsiți. O altă variantă a voastră. Dacă sunteți femei, știți că puteți transformați un anumit bărbat sau... Nu știu. Bine. Hai, o dată. Ia uite, asul de monede de două ori. Un nou început pentru care cineva se vrea, s-ar putea să se lupte pentru materializarea. Nu știu. Unei colaborări, a unei relații. O dată, de două ori, de trei ori. Colaborare. Văd. Oportunitate și în bani și pe long term. Pe termen lung. Mai, o dată. Mai da ce sar cărțile. Numărul 2. Data. Doi. Fantastic. Extraordinar. Nici nu poți să tai, nici nu poți să amestec de trei ori cum mi-am propus. Nici nu pot. Deci cărțile sar în toate direcțiile. Se dorește comunicare, clar. Tai așa cum e. Îndrăgostiții. 3 cu 36. Există o poveste de dragoste. Într-o formă sau alta. Hai să vedem. Asul de cupe, ia uite. Vorbeam de dragoste. Regele de spade și de el am vorbit. Valetul de bâte și despre el am vorbit. Și ce mai apare? Și asul de bâte. Dar pasiunea începe să apară în acest context mai întâi prin cuvinte de vindecare. Ia uitați ce frumos. Prin cuvinte de vindecare, această femeie, 29, care aduce echilibru, balanță, dreptate într-un fel sau altul, sau prin felul în care comunică, ce face? Aduce vindecare, transformare și bucurie. Dacă vorbiți sau dacă vorbește cu un personaj logic, regele de spade, da? Sobru, rațional, care nu-și arată emoțiile, prin cuvintele sale emoționale, spirituale, sensibile, înțelegătoare, creează, instigă pasiune. În ce sens pasiune? Poate să fie și atracție fizică. Dar pasiunea asta nu ține doar de sexualitate, ține de vitalitate, ține de dorința de a fi inovativ, creativ, de a învinge, de a reuși, de a... Energie masculină și energie feminină, apropo de femeia și bărbatul, 28-29. Posibil în acest context, energia masculină vrea să fie mai creativ în relație cu energia feminină. Dacă sunteți doamne, veți întâlni eventual un personaj care, poate știți, poate nu știți, în preajma voastră se redescoperă, se reinventează. Așa aș spune. Sau poate sunt două personaje, unul mai în vârstă, unul mai tânăr. Hai să vedem clarificări. Da, și aveți de ales, eventual, doi de spade. Vedem. Ori aveți de ales între un personaj mai în vârstă sau mai matur
și sobru și un personaj mai tânăr și pasional, ori probabil că personajul cel mai sobru se transformă. Hai să vedem. Clarificăm asul de cupe. Clarificăm asul de cupe pentru numărul 2. Asul de spade. Fantastic. Am zis cuvântare care vindecă, care trezește, iau, te creează tunete, trăsnete, trezește, șochează eventual, transformă. Un Mercur foarte puternic. Cu Pluto, cu Lună, cu Uranus. Poate vorbiți despre spiritualitate, despre astrologie, despre psihologie. În acest context, comunicare, în adevăr. Și această comunicare inspiră, aș spune, pe cineva să aleagă între două lumi, între două direcții, între două case, între două chestiuni, subiecte, chestiuni. Poate să fie și personaje. Regele de spade, te rog frumos. Clarificăm regele de spade pentru numărul 2. Interesant, s-a desfăcut la eremit. Probabil a fost o perioadă de tăcere, de introspecție a acestui personaj, energie masculină, am mai spus, rațional, inteligent, nu contează ce face, dar e inteligent, e așa. Și în acea perioadă de tăcere, probabil că a descoperit, a simțit sau... Da, a înțeles că simte multă atracție în această poveste. Cavalerul de Cupe. Și ar vrea să o ia de la zero. Ar putea să fie același personaj care se transformă sau, să vedem, sunt două personaje. Hai să vedem. Valetul de Bâte. Clarificăm valetul de Bâte. Deci, oricum, energia feminină, pardon, energia feminină are puterea de a transforma energia masculină, orice energie masculină în acest context. Doar că voi trebuie să alegeți. Valetul de Bâte. Ce era asta? Eremitul, interesant. Zodia Fecioarei. Deci ce avem aici? Apă, aer, foc, pământ reprezentat deocamdată prin Zodia Fecioarei. Dar iar e foarte interesant. Foarte interesant. Cele două energii masculine, eremitul și regele de spade, fecioară sau balanță, gemeni, vărsător, au tendința de a vorbi mai puțin, de a se izola și de a gândi, de a căuta răspunsuri. Și în primul și în primul rând de a nu exprima emoțional, dar ca să se manifeste ceva frumos, ceva vibrant, trebuie să se comunice emoțiile. Poate acest personaj trebuie să comunice emoțiile. Asul de spade înseamnă comunicare. Cel care nu are obiceiul să comunice emoțiile, trebuie să învețe să comunice emoțiile. Și odată comunicate, se vindecă prin comunicare. Și asta învață tocmai de la energia feminină care comunică foarte lejer emoțiile. Înțelegeți? Eu sper să înțelegeți. Cine așteaptă etalări simpliste, poate să treacă peste această etalare. N-am cum. Eu transmit ceea ce am de transmis. Acum, vedeți și voi energia aceasta care nu comunică bine emoțiile, simte, cavalerul de Bâte și valetul de Bâte, simte multă pasiune, simte multă atracție. Dacă până acum n-a exprimat-o nici emoțiile, nici atracția, este conștient că trebuie să comunice. Probabil că are o jenă. În aceste de cărți, valetul de Bâte pare foarte jenat că are o idee altfel, că e atras, că are la capătul setului de cărți, iar 9 de cupe. Sunt multe emoții, dar și multă atracție, multă pasiune.
Dar știți ce simt înainte să vină următoarea carte pentru asul de bâte? Dacă sunteți femei, vine dragostea și succesul și victoria și pasiunea, poate să vină pe două căi. Printr-un bărbat mai matur, rece, care s-a purtat până acum ca un player, jucător, cavalerul de bâte, aventurier, și în context cu voi, acesta se maturizează din jucător, din imatur, un imatur pentru vârsta lui, pentru că totuși ar fi trebuit să fie rege, dar s-a comportat ca un cavaler. Acest personaj se transformă, devine bărbat, 28, devine, da? Bărbat. Și mai este un alt personaj tânăr, tot așa, jucăuș, plin de pasiune, atras de voi și care în relație cu voi devine mai înțelept, eremitul. Am spus, energia feminină transformă energia masculină prin comunicarea pe care o practică. La energia aceasta, dacă ar fi al doilea personaj, există multe, multe, multe emoții și speranțe. Ia uite, și fericire, soarele, care urmează să fie exprimate. Asul de bâte. Clarificăm asul de bâte. 8 de cupe. Eliberați-vă de cei care nu vă înțeleg emoțiile. De cei care poate au fost aventurieri. De cei care poate, eu știu ce, eliberați-vă, 8 de cupe. De cei care nu, da, către care ați oferit dragoste, v-ați golit cupa, dar nu v-au oferit nimic în schimb. N-au împărtășit din emoțiile lor. Vedeți care din cei doi? Sunt două personaje pentru unele dintre voi. În momentul în care vă eliberați de persoanele care v-au dezamăgit, veți ști ce să alegeți, veți face alegerea cea mai bună care vă va atrage și dragoste, și pasiune, și victorie. Nu vă dau eu. Nu vă zic eu. Veți ști, la un moment dat, 8 de cupe. Dar pentru asta trebuie să vă iubiți pe voi. Aveți de vindecat, eventual, unele dintre voi, dacă sunteți doamne, aveți de vindecat, 8 și cu 1, 9, da? Asul vindecă. Trebuie să vă regăsiți dragostea și stima față de voi după ce ați pierdut-o într-un context cu cineva care probabil v-a consumat energetic, emoțional. Și se vede aici că ați avut de-a face cu cineva. Puteți să-mi confirmați, puteți să-mi povestiți. Ideea este că în momentul în care alegi să mergi către tine, către emoții sacre, intense și respect față de tine, vine și pasiunea. Și ce mai văd? Am spus, energia feminină are puterea cuvântului și a emoțiilor. Ca și concluzie aș spune, felul în care vorbiți despre emoțiile voastre, despre lucrurile sacre, despre credință, despre vindecare, puteți să transformați emoțional și mental, aș spune, pe oricine. Și în acest context aveți două personaje pe care le transformați. Da. Acum pe cine alegeți alegerea voastră? Pe cine alegeți? Dar pe ambele personaje le transformați. Pe cel matur care s-a purtat imatur îi treziți la realitate. Stai mă, trebuie să fii asumat, da? Ai o vârstă, da? Nu te poți așa. Și pe celălalt mai tânăr îl face să fie mai profund, mai spiritual. Eremitul e foarte spiritual. Asta este... Eu simt că asul de bâte este printre multe posibilități, am zis, să vă bucurați de dragoste, adevăr și pasiune și sexualitate și ce mai vreți voi, cele trei cărți sugerează că
Nu, eu așa văd. 33. Femeia cu cheia. Aveți cheia la sufletul multor oameni și le puteți transforma viața. Asta este ideea. Revitalizarea destinului, nu știu, oamenilor cu care aveți de-a face. Și în mod special sunt două persoane în viața voastră pe care le transformați în această perioadă. Acum, pe cine alegeți, este, nu știu, alegerea voastră. De s-a oprit la 5 de bâte. Sunt conflicte, interesant, poate că aceștia se vor cunoaște sau se cunosc, că sunt două personaje, aici sunt mai multe care se luptă, se vor crea niște conflicte în această poveste, dar... Mai dăm totuși o carte pentru asul de bâte și 8 de cupe. Mai dăm o carte. Pentru etalarea pentru iunie o să fac astăzi sau maxim mâine. Am și foarte multe lucruri de făcut, dar hai să vedem. Moartea, măi! Deci am vorbit de transformare extraordinar. Transformați viața. Și în primul rând vă transformați viața voastră. Înțelegeți. Vă înțelegeți sufletul, emoțiile, înțelegeți exact ce am spus eu. Că aveți această putere de a transforma oamenii. Și oamenii nu se transformă imediat, așa cum nici voi nu vă transformați imediat. Și atunci, alegeți ce considerați că este potrivit pentru voi în această transformare. În primul rând, alegeți să lăsați în urmă cupele goale. Știți ce înseamnă? Și să mergeți 8 către nouă dragoste, inspirație, revitalizare și poate chiar o nouă pasiune. Voi știți din aceasta. Deci, ia uitați, un personaj va muri, evident, simbolic, energetic în viața voastră și mergeți către alt personaj. Bărbatul și femeia. Voi știți care sunt. 4 de cupe. Unul pierde. Ce să mai? Că sunteți puternice. Transformați viețile multor persoane și a voastră. Cam atât. Hai. Sper că v-a plăcut. Mai vedeți și la celelalte etalări. Da. Dacă vreți etalări, dar din acelea simple, ascultați și voi, eu știu, pe alte canale. Nu zic ale mele sunt foarte complicate, dar dacă e complicat pentru cineva, asta e. Interesant. Vedeți? Iar cineva moare. Dar nu că moare fizic, dragii mei. Nu vă mai interesează. Gata, vă transformați viața. Acum, numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, ce a apărut asul de spade și 8 de spade. O victorie, nu știu dacă o victorie. Veți avea o victorie. Cu ocazia acestei luni noi veți marca o victorie. Și cea mai mare victorie este eliberarea voastră, 10 de spade, vindecarea voastră, care a fost destul de înceată cu cavalerul de monede, reorganizarea vieții voastre cu cavalerul de monede, după o mare durere, în context cu un personaj foarte încăpățânat, foarte dur, foarte dominator, care a vrut să vă controleze într-o formă sau alta. Boss, șef, soț, părinte, cunoștință, ce vreți voi, un personaj foarte dominator într-o formă, poate să fie și subtilă. Ideea este că încăpățânat și doritor de control. Acest personaj v-a adus multă suferință. Voi ați început cu cavalerul de monede să vă reconstruiți viața. Poate vine cineva, poate a venit, veți trăi și veți vedea. Dar, în primul rând, cavalerul de monede vă reprezintă pe voi, doritor să vă reconstruiți viața. Da? Să ieșiți din blocajele mentale, din obsesia față de acel personaj care va a adus suferință și să vă eliberați. Interesant că asul de spade e o altă spadă, dar în acest context aș zice că vă eliberați de obsesiile față de un trecut, față de o situație neplăcută, dureroasă și mergeți. Încet, încet, mai repede pentru unii, mai încet pentru alții, către victorie. Hai să vedem, curățăm cărțile. Numărul 3. Despre ce vorbim? Contextul. Leitmotiv. Numărul 3. Leitmotiv. Acestei perioade. Nu e etalare pe iulie, este pentru luna nouă, dar cel la luna nouă se poate manifesta în mult mai mult timp sau în scurt timp. Variază. De la un nou.
Care e contextul? Light motivul acestei perioade, etalări, nu știu, ori și mai multe. Dar eu acum vorbesc despre un lucru maxim două. Light motivul. Greu. Vine greu. Vor fi multe lucruri sau eliberarea asta vine probabil cu acel cavaler de monede, vine o eliberare mai grea. Transformarea vine greu pentru voi, pentru cineva, poate cineva se transformă, nu știu. Vine greu, da. Hai să vedem o dată. De două ori. Ah! Uite că atunci când am vorbit de tăiat, a apărut bărbatul, interesant. The male. Bărbatul. Bărbatul în sensul... Bărbatul, cel care conduce, alfa. S-a separat la 34, care înseamnă bogăție, bani și ce mai este? Ia uite, și grădină, 20. Aici, grădina este abundență, banii. Banii înseamnă ceva, abundența înseamnă altceva. Interesant. Ce aici? Iar cineva are cheia. 33-34, interesant. Cineva are banii. Unul are cheia, altul are banii. Interesant. Ce să înțeleg? Ia uite, soale, grădină? Dar, probabil că, da, ca să vă zic. Unul are cheia, altul are banii. Împreună puteți crea acest pom, o moștenire, o nouă familie, ceva durabil. Ceva durabil, 5. Dar, va trebui să treceți o perioadă prin niște nori, că asta e carta norilor, da? Prin niște probleme, trebuie să puneți capăt cu acest coșciug 8, să puneți capăt unui stil de viață, a unor situații neplăcute, a unor griji, poate probleme cu justiția, unul altul, nu știu, da? Iar călătorii peste hotare. Adică, această abundență și această fericire cu soarele și grădina se va manifesta eventual și cu banii, îi păstrați și pe ei, că sunt foarte necesari, se vor manifesta cu răbdare, cum am zis mai devreme, când întâmplător au venit cărțile greu, cu răbdare, după ce treceți prin niște probleme prin niște probleme, trebuie să le rezolvați. Distanță, călătorii peste hotare, chestiuni legale, griji, bârfe, gânduri. Și mult special este o energie masculină în acest context. Poate e bărbatul către care mergeți. Poate sunteți bărbatul care veți deveni. Nu știu, vom trebui și vom vedea ce apare în etalare. Dar la luna nouă, 2 și cu 8 înseamnă 1. Se inițiază un bărbat interesant sau se manifestă. Se fac manifestări, da? Se manifestă. Hai să vedem numărul 3. 1, 2 și 3. Luna nouă. Doi de spade. Asul de cupe. Ce frumos! Ce frumos! Asul de cupe. Trei de spade. Wow! Și împărăteasa. Știți, 28 ăsta, bărbatul acesta, simbolizează în aceste de cărți, de fapt, împăratul. De fapt, împăratul, într-o formă sau alta. Da? Este alfa. Conducătorul. Și în cărți apare femeia. Am mai vorbit, parcă, da? De femeie, 33, da? Unul are banii, altul are cheile. Și prin comunicare amândoi, comunicați, puteți să transformați 5. Să transformați. Să vă transformați viețile unuia și celuilalt. Hai să vedem, 2 de spade. Blocați ceva, o să vedem la clarificări ce blocați.
Și blocați pentru că trebuie să alegeți. Și în primul rând ce trebuie să alegeți? Dragostea. Odată ce alegeți dragostea, veți avea această cheie la sufletul, nu doar al vostru, și al altora. Veți putea, vindecându-vă pe voi, îi veți putea vindeca și pe alții. Trei de spade. Și vindecându-i pe alții, intrați în vibrația voastră cea mai înaltă, bărbați, femei, nu știu ce sunteți. În vibrația dragostei, împărăteasa reprezintă Venus, da? Este zeița dragostei. Deveniți, încet, în timp, poate să fie și ani de zile, poate să fie luni de zile, vorbind de o situație, de o energie care se schimbă la această lună nouă în zodia racului, care totuși e energie feminină, da? Ori voi aveți de ales între un personaj care v-a dezamăgit și unul care vă poate oferi dragoste. Vedem. Vedem. La capătul setului de cărți, 5 de spade, 3 de cupe, 9 de cupe și un nebun. Un nebun. Veți vedea. Dar cineva e provocat să o ia de la zero. E provocat din cauza prea multor emoții, 9 de cupe. Și aceste multe emoții, 9 de cupe, asul de cupe, da? Se doresc reunite. 3 de cupe înseamnă întâlnirea cu sufletul pereche, da? Probabil unul are 9, altul are asul. Unul are speranțele, celălalt are puterea vindecării. Și se dorește această uniune emoțională, aș spune. Și în momentul în care vă conectați inimă la inimă, veți putea genera această abundență. Am zis, unul are cheia, altul are banii și se creează pomul. Unul are sămânța, altul are pământul. Ideea este că acum sunt conflicte, sunt invidii, sunt discuții. Poate e un alt personaj care vă urmărește pe voi, pe ei, da? Probabil cineva cu marcaj puternic în semn de aer, gemen, balanță, vărsător, sau dacă nu e acest personaj, sunt invidie, sunt discuții sau conflicte mentale. Pentru că atunci când se transformă un personaj, își pune întrebări, ce, cum, aia, aia, da? Hai să vedem. Asul, nu. Doi de spade, să clarificăm, doi de spade. Ce este? Alegeri sau blocaj? Wow! Nu sunt multe. Sunt foarte multe. Îmi pare rău, nu pot să pe acestea. Sunt prea multe. Dar ideea este că v-ați simțit de cineva abandonați. Și cineva abandonat și v-a lăsat în fric și ceață, trebuie să suporte blocajul, trebuie să suporte tăcerea. Iar voi va trebui să învățați să alegeți corect. Și ce să alegeți? Dragostea. Da? Clarificăm doi de spade. Doi de spade. La numărul 2 săreau cărțile în toate direcțiile. Probabil că acel personaj vrea să vorbească. Aici. Roata norocului. Roata norocului. Wow, ce puternic. După ce blocați ghinionul, apare norocul. Wow. Și îndrăgostiții. Iar îndrăgostiții vorbește despre alegeri importante în dragoste. Blocați pe cei care nu vă lasă să vă dezvoltați, să generați. Pentru că roata se mișcă, să vă mișcați, să creșteți, da? Blocați pe cei care vă blochează norocul, vă blochează dragostea, vă blochează pasiunea. Dar e o întâlnire de destin cu cineva. După acest blocaj, e o întâlnire de destin. Blocați pentru că e timpul să vă bucurați de dragoste, de abundență. Blocați oamenii care v-au dezamăgit. Blocați. Sau, în ce sens îi blocați? Alegeți să-i lăsați în trecut. Hai să vedem. Asul de cupe. Clar. Eh, puterea. Oh! Și regele de spade. Regele de spade. Asul de cupe a fost clarificat de putere și regele de spade. În primul și în primul rând sunteți puternice, puternici. Vă puteți vindeca de cei care n-au știut să se bucură de dragostea, de emoțiile voastre, de calitățile voastre.
Poate ați avut iar un personaj logic, rațional, care v-a contestat puterea emoțională, aș spune, empatia, capacitatea de a vă transforma vouă viața, de a le transforma lor viața, capacitatea de a înțelege, puterea aia voastră subtilă, feminină, cineva v-a contestat această energie. Acum se luptă. Acel personaj se luptă în interiorul său. E problema lor. Ideea este că voi sunteți suficient de puternice să vă iubiți și în momentul în care vă vindecați de... Azi a apărut la voi a apărut împăratul, da? La voi am văzut. Cineva care a vrut să domine. În ce fel? Subtil. Poate să domine și prin tăcere. Deci sunteți puternice, mai puternici decât ei. Oamenii care vor să domine nu sunt puternici, vă zic, vă garantez. Da? Și atunci, dacă înțelegeți acest lucru, că e timpul să vă mișcați, să vă regăsiți puterea și să vă vindecați, totul va fi bine. Și cei care au încercat să vă domine, probabil, vor începe să vă iubească într-o formă sau alta și se vor lupta cu sentimentele. Dar eu zic, nu știu, cărțile arată că depășiți această trădare, această durere. Cineva va... Ia uite, regina și regele de spade. A fost prea sarcastic. A contestat emoțiile, puterea emoțiilor. Eu așa simt, așa sunt ghidată și văd că, repet, cineva a contestat puterea emoțiilor. Că emoțiile nu pot să schimbe viața, să transforme, să miște. Dar vedeți voi, sunt mori, e ca o moară. Eu acum o văd ca o moară. Moara se mișcă prin apă, da? De fapt, prin apă, da? Emoțiile pot să miște multe lucruri. Trei de spade, clarificăm trei de spade. Mi-am zis, sunteți puternici, puternice și... Vă puteți vindeca. Eventual vine cineva cu această soluție. Da? Cu această cupă. Într-o formă, evident, emoțională. Ia uite, puneți granițe. Șapte de bâte, asta înseamnă granițe personale în fața celor care... Aici e puterea, în asta constă puterea și în asta constă mișcarea emoțională. Dacă până acum ați dăruit emoții, dacă ați arătat dragostea, și n-a fost primită. Și știți ce se întâmplă? Când cineva nu primește emoțiile, creează, da? Cineva v-a blocat emoțional și atunci, blocând apa, știți cum e? Ca la un, cum îi spune, baraj care se umple de apă. Un baraj care se umple, se umple, se umple și sparge barajul, da? Aici este forța emoțională, apropo de roata aceasta. Moară, da? Da? Cine v-a blocat emoțional și v-a trădat, v-a adus durere, va simți dragostea într-un mod neașteptat, dureros pentru ei, le va dărâma întregul concept despre dragoste, despre viață. Dar până una alta, voi vă redirecționați apele, cum am mai zis eu la un moment dat într-un videoclip, sper să-l ascultați, înspre creșterea voastră spirituală, înspre oameni care vă respectă, vă adoră, sunt deschiși să construiască și să primească apele. Nu e vorba doar de construcție, să primească apele, emoțiile, dragostea voastră. Care au încredere în empatia și în puterea voastră de a transforma, de a vindeca. Care vor să se bucure de această putere a voastră, puterea dragostei. Am zis, granițe personale în fața celor care v-au trădat. Și cei care v-au trădat sau v-au ironizat sau, repet, au blocat emoțiile pe care ați încercat să le oferiți la un moment dat, empatia, dragostea aceasta, da? Vor simți. E problema lor. Șapte de cupe. V-a creat confuzie acest personaj. Blocați-i. Ați crezut că o să fie frumos. Dar, blocați-i. Voi știți cine e acest personaj. Ați fost îndrăgostiți, ați vrut să mergeți către un ideal, a fost pasiune, într-adevăr, dar vedeți, cineva a blocat. Și în plus, aveți opțiuni. Pentru că dragostea, sau mai bine zis, apa aceasta,
Hrănește. Apropo de pom, de ce am zis mai devreme, da? Unul are pământul, altul are sămânța, unul are apa, altul are eu știu ce. Această apă va hrăni alte semințe pe alte pământuri fertile. Împărăteasa, clarificăm împărăteasa. Clarificăm împărăteasa. Poate ei, poate alt personaj trebuie să blocheze, eu știu, pe cineva din trecut care i-a dezamăgit. Poate, nu știu. Sau poate voi. 6 de monede. În momentul în care aveți multă apă, oferiți din prea plinul vostru. Nu vă lăsați secătuiți de cei care vă contestă puterea. Da? 6 de monede. Împărăteasă. Eu așa simt. Dăruiți celor care se bucură de ceea ce puteți să oferiți. Poate această monedă, această afecțiune sau cuvânt sau gest transformă vieți. Da? Moneda asta pe care o dăruiți, valoarea, aș spune, nu moneda, valoarea aceasta pe care o dăruiți din echilibru emoțional, din dragoste necondiționată și în echilibru pentru că e în prea plin. Adică e în prea plin, e... Nu duceți lipsă, asta vreau să zic, nu că e prea plin, nu duceți lipsă. Deci această monedă, această valoare, această dragoste, dragoste e o valoare până la urmă, chiar dacă unii înțeleg, chiar dacă alții nu înțeleg. Transformă viața cuiva. Dacă cineva, ia uitați, nu are bani, îi dați o monedă. Știți ca în parabola cu talerii, se duce și deschide o nouă afacere. Își cumpără pâine, are sănătate, poate să muncească, se angajează undeva și angajând face bani și făcând bani și lansează o nouă afacere. Înțelegeți care este cursul, da, mișcarea. Voi trebuie să rămâneți într-o vibrație înaltă, să dăruiți în continuare. Zero. Interesant, zero. Cineva pornește de la zero în acest context. 10 de monede. Diavol, 8 de monede. Am zis, e ca și când cineva nu are niciun ban acum. E o metaforă. O aplicați, o veți vedea cum se aplică în viața voastră. E o etalare, poate să fie pe termen foarte lung sau pe termen scurt. Variază de la om la om. Este o situație, o energie care se mișcă cu roata norocului la lună nouă. Dragostea aceasta, gesturile acestea de echilibru, probabil 6 de monede pe care le faceți în viața de zi cu zi, că e casa a șasea, da? A fecioarei, a situațiilor de zi cu zi, da? Gesturi. Cumpărați de la cineva, în fiecare zi cumpărați, dau un exemplu, de la cineva. Azi un ban, mâine un ban, mâine un ban, personajul își pune bani deoparte, investește, își crește, eu știu ce, grădina și așa mai departe. Și uite, așa pornește o nouă afacere. Își creează o stabilitate. Am văzut de pom, am vorbit de moștenire, da? Și se implică, aș spune, obsedant în transformarea vieții sale. Prin gesturile acestea, prin dragostea asta care echilibrează și recalibrează, să zic, viețile, sufletele multora. Mai dăm o carte pe 6 de monede pentru numărul 3. Interesant, apare faetonul 6 și 7. Chestiune de o călătorie. Marea preoteasă și împăratul. Dar în acest context simt că e altfel. Ori împăratul pe care l-am văzut, același pe care l-am văzut, a avut niște trădări și prin întâlnirea cu voi își reconstruiește viața, le dați încredere, le dați acel ceva. Lumină. Într-un mod secret, subtil. O repet, dragostea, avem Venus, avem asul de cupe.
învață și pe voi și pe, eu știu, cine din viața voastră. Învață, aș spune, mai bine zis, aduce echilibru și în echilibru cineva decide să-și schimbe viața, pentru că faetonul merge către stea, către misiunea sa. Mai dăm o carte pe faeton. Interesant că e iulie. Probabil că lucrurile acestea le veți înțelege mai bine prin iulie sau la sfârșitul lui iulie. 6 iunie, iulie. Că suntem acum la lună nouă, în iunie, și veți vedea în iulie cam cum se vor așeza informațiile pe care, sau cum se vor materializa informațiile pe care vi le dau eu acum. Clarificăm faetonul. Mai dăm o carte pe acest faeton. E bărbatul și femeia. Cineva vrea să fie bărbat pentru voi. Dacă sunteți, dacă rămâneți în vibrația voastră cea mai înaltă, doamnelor. Ia uite, 10 de monede. Da, cineva... Împărăteasă. 3. 3. Comunicare, da? Da, voi dacă comunicați prin dragoste, aduceți echilibru oamenilor sau un anumit personaj care va lăsa în urmă ce? O viață în care dă în stânga și în dreapta și acolo și acolo și acolo și acolo și va pleca determinat să creeze stabilitate, abundență cu voi, poate să fie colaborare sau având la bază inspirația, eu știu, dragostea voastră. Că veți fi împreună, posibil și asta. Voi veți trăi și veți vedea ce veți alege. Dar că amândouă reprezintă 10 de monede și împărăteasa abundență. Dar, repet, acest succes îl puteți vedea, repet, în timp. Dar poate totuși în lunile următoare veți primi informații despre acest personaj care își schimbă viața. Și zic de un personaj pentru că a apărut bărbatul. 2 și 8. Poate și voi trebuie să vă schimbați viața. Poate și voi trebuie să vă schimbați viața. Dar poate că ambele. Schimbându-vă viața, schimbați și altora viața. Nu fac o etalare, repet, pentru o lună, pentru două, ci pe o energie care va lucra în timp. Da? Ca roata, ca moara asta. Ca... Ia, dă și pe roata norocului o carte, te rog frumos. Ia, 10 de spade. Aici ai blocajul. Ați văzut, a venit pe orizontal. Aici este blocajul. Eliberați-vă de oamenii care v-au trădat. Poate cineva iar trebuie să blocheze trădările din trecut, suferințele din trecut și să schimbe energia. Dacă e vorba de altcineva, empatia, dragostea, iubirea voastră, înțelegerea voastră îi va ajuta să se transforme. Dar, repet, această prezentare este valabilă și pentru voi la nivel personal, dar și la nivel relațional, cu cine, eu știu, comunicați în această perioadă. Pentru că nu vorbim doar de dragoste, da? Luna, regele de monede, magicianul. Da. Soarele, soarele inspiră. Soarele inspiră. Cineva inspiră o altă persoană să manifeste stabilitate. A, probabil că această inspirație vine în momente și... Ah, hai să zic așa, și pe cale diurnă și pe cale nocturnă. Probabil că nocturnă, ceea ce spuneți, să zic, vibrant sau ziua, revine în mintea și în sufletul cuiva noaptea prin gânduri, prin vise.
Gânduri de noapte, vise de noapte, care participă la această transformare, înțelegeți? Trebuie să înțelegeți că nu vorbesc în altă limbă, vorbesc în românește, nu? Deci aici este 10 de spade. Eventual, dragii mei, poate sunteți doi oameni răniți, unul mai puternic, să zic, emoțional, celălalt fizic, care puteți să faceți echipă bună și să vă transformați viețile. Cam asta e. Sper că v-a plăcut. Urmează și alte etalări. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Bye, bye!